Salut! Bine ai venit la seria de episoade dedicate vieții mele de antreprenor. Azi discutăm un pic despre riscuri, da? Pentru că riscurile sunt ceva important și calculat în firmă și trebuie să discutăm un pic despre ele pentru că azi am luat o decizie care are legătură cu episodul de ieri. Așa cum vă spuneam ieri, anumiți clienți îmi produc întârzieri de plată și întârzierea de plată îmi influențează deciziile, mă face să iau neapărat să iau decizii proaste, dar să nu pot lua anumite decizii pentru că văd că nu am bani până la final de lună pentru a lua decizii respective. Cu toate acestea, uneori, viața de antreprenor înseamnă și să iei decizii riscante, da? Să-ți asumi ceea ce poți să faci și să iei decizii riscante. Astfel încât, în momentul de față, chiar dimineață, nu acum, da? Așa, am decis că merită să fac această decizie riscantă, să dedic bugetul de marketing în continuare, așa cum e conform planului, chiar dacă în momentul de față pot să zic că nu am bani să-l acopăr, da? Așa că azi dimineața am dat drumul la campanii, cum s-ar zice, am băgat banii în AdWords și am dat drumul la treabă, sperând că promovarea pe care o obțin îmi aduce suficienți bani, poate, care să acopere acel buget de marketing, da? Adică este un risc pe care îmi asum, până la urmă v-am zis, suntem în data de 7 februarie, chiar dacă este o lună scurtă, până la final de lună, avem timp să facem chestii în plus, să vindem mai mult, astfel încât să acoperim și bugetul de marketing, da? E, despre asta e vorba în antreprenoriat. Nu totdeauna trebuie să faci lucrurile după calcule matematice, uneori mai faci și riscuri. Însă tot timpul trebuie să ai grijă să fii și riscuri calculate, da? Adică să ai tot timpul un backup, o plasă de siguranță, pentru că dacă îți asumi riscuri, da? Și să zicem că aș fi avut pe tabelul ăsta 3 chestii pe care să le risc, da? Automat n-aș fi riscat decât acoperirea unei dintre ele și nu la toate trei, da? Pentru că ar fi fost un risc mult mai mare sau un risc nesăbuit, a zice eu. Deci aveți grijă când decideți ce faceți cu banii din firmă, da? Pentru că chiar mă uitam zile trecute pe un TikTok sau ceva și spunea cineva că foarte multe firme dau faliment atunci când le merge bine sau când le merge bine o perioadă și până nu le merge bine. De ce? Pentru că vin mai mulți bani în firmă, își fac bugetele pe bani respectivi, da? Și în momentul în care vine un moment mai prost în firmă, ei continuă să cheltuie la fel cum cheltuiau în lunile anterioare când lucrurile mergeau bine și se trezesc că intră brusc într-o gaură din care nu mai pot ieși, da? Deci atunci cumva trebuie să calculați aceste riscuri și să nu vă băgați la cheltuieli foarte mari în momentul în care nu sunteți stăpân pe situație, da? Eu îmi bazez acum riscurile mele destul de calculate pentru că îmi bazez pe faptul că anumiți clienți s-ar putea să mi-aducă comenzi și să reușesc să acopăr acest buget de marketing. Pe de altă parte, mă bazez pe experiența mea că până la final de lună voi găsi clienți noi ca să acopere și așa mai departe. Adică vedeți că riscul ăla e acoperit de experiență, e acoperit de niște clienți în care am încredere și care s-ar putea sau nu să livreze, dar că nu e treaba lor asta, dar am totuși încredere că și ei sunt partenerii mei și trag alături de mine și așa mai departe, da? Bineînțeles că în scenariul ăsta pe care l-am luat eu, deja merg pe scenariul în care clientul ăla de care eu spuneam eu că întârzie cu plata și așa, nu plătește deloc, da? Adică merg pe scenariul pesimist, că într-un moment în care el începe să plătească una, două, trei facturi din alea restante, deja se acoperă toată treaba asta, riscul devine zero, da? Dar n-am făcut calculele bazându-mă că o să plătească clientul respectiv, da? Ăla este ultima liniuță de acolo, da? Trebuie să ai cel puțin 3, 4, dacă nu 5 alte, cum să zic eu, acoperiri de risc, să zic așa. Adică să ai alte 4-5 chestii care să acopere banii ăia până la presupunerea că da, clientul ăla o să plătească. Pentru că dacă făceam chestia asta, puteam să fac și acum 3 luni, și acum 2 luni, și acum 1 lună și uite cum s-a întâmplat, da? E, atunci nu te baza pe clientul ăla, bazează-te pe ceea ce poți face tu, da? Adică cam asta e ideea, da? I-am asumat riscul ăsta, nu mă aștept până la final de lună să dau drumul la campania de marketing. I-am dat drumul de astăzi, da? Dar, din punctul meu de vedere, pe lângă asta, da? Pe lângă campanie, am zis ok, trebuie să fac mai mult ca să pot să acopăr, nu pot să zic pierderea, să pot să acopăr cheltuiala respectivă. Cam asta este tot de astăzi, am vrut special să-l fac pentru voi. Ca să învățați și chestia asta, că puteți să riscați, dar cu măsură, da, adică controlat. Nu ziceți, mamă, iau eu așa, mă aduc și chestie în firmă, că o să mi aduc nu știu câte milioane de euro, da? Pentru că de obicei orice investiție pe care o faceți în firmă, un aparat, nu știu, o imprimantă 3D, o imprimantă termică, o ce mai fi pe acolo, pe la voi în firmă, un plug de arat, habar nu am, da? Așa?
nu aduce randament imediat de multe ori, da? Și atunci nu o să scoți banii aia investiți cu el imediat. Atunci, mai la marketing e și mai riscant. Marketingul e o zonă în care poate să aducă clienți noi, poate să nu aducă clienți noi. Da? Și atunci nu are rost să consider că bă, bag banii în marketing și tot luna asta când care bag banii și fac campania, tot luna asta îmi vin și clienții înapoi și îmi scot banii și nu știu ce, da? Posibil ca din una campanie este de marketing să-mi aducă de 5 ori, de 10 ori mai mulți bani, dar nu luna asta. Poate peste 2 luni, poate peste 3 luni, poate peste 5 luni, n-am de unde să știu. Dar în niciun caz luna asta sau așteptările ca să fie luna asta sunt foarte, foarte mici, da? E, și atunci nu vă bazați că ok, bag banii în chestia aia și o să-mi aducă nu știu cât acum și gândiți-vă și pe termen lung. Cam astea sunt sfaturile mele de astăzi, vă mulțumesc și ne auzim în curând cu un nou clip.